Sănătate și bine ai revenit printre maturi cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Juriul îl declară pe Sam Bankman-Fried vinovat pentru toate acuzațiile de fraudă și spălare de bani și e pasibil de 115 ani de închisoare. Agenția Națională a Crimei din Marea Britanie formează o echipă specializată în criptomonede cu noi angajați. Cele mai bune prevânzări cripto în care să investești. Mare atenție la astfel de știri pentru că de obicei urmează o scădere majoră a prețului. Cei mai mari creditori din Brazilia, Itaú, BTG și Santander, au adoptat tehnologia blockchain înaintea lansării monedei digitale. Corda Air 3 felicită banca HSBC pentru lansarea platformei sale de tokenizare a aurului bazată pe DLT. Suspansul crește pe măsură ce VeChain, Polkadot și Terra Luna Classic se gândesc la următoarele mișcări. SingularityNet a anunțat opțiunea de staking a monedelor AGIX pe Cardano. Google Bard prezice prețul Solana pentru 2023, 2024, 2025 și 2030. Cofondatorul Polygon dezvăluie planul de 10 ani al proiectului în dominarea lumii printr-un ecosistem de blockchain-uri care nu dovedesc cunoștințe. ProShares lansează opțiunea de short Ethereum Futures ETF cu simbolul SET. Arthur Hayes, fondatorul BitMEX, declară că va avea loc o explozie a prețului Bitcoin de 2700% datorită instrumentului de politică monetară cunoscut sub numele de control al curbei randamentului ICC, ce va acționa ca un catalizator. Cathie Wood preferă Bitcoin în locul aurului sau a numerarului pentru viitor și vede un mare potențial în sinergia Bitcoin cu inteligența artificială. Autoritatea de reglementare a activelor virtuale din Dubai a acordat aprobarea inițială a companiei cripto WhatsPay, deschizând calea pentru o licență VASP, ce va permite să se pregătească pentru transferul de active virtuale, de contare și servicii de broker-dealer. Utilizatorul Ripple Instar Mnium repornește serviciile în India pentru plățile în străinătate, dând putere utilizatorilor cu o soluție convenabilă și accesibilă. Raliul Bitcoin Cash este amenințat pe măsură ce au apărut zvonuri că exchange-ul ADX Markets va delista Bitcoin Cash și că va lista în schimb moneda XRP. Raportul arată cum fondatorul FTX a pierdut în mod imprudent 20 de milioane de XRP. Un portofel Ripple mută 50,8 milioane de XRP către exchange-urile Bitstamp și Bitso, iar prețurile rămân neafectate. Analistul EGRAG împărtășește actualizarea lumânării lui Dumnezeu pe chartul XRP și analizează calea monedei către 1 dolar și mai departe. Explozia prețului XRP este iminentă după o închidere lunară strălucitoare, spune analiza unui expert. Autoritatea pentru Servicii Financiare din Dubai a aprobat XRP în cadrul regimului său de active virtuale, permițând firmelor licențiate din Dubai să încorporeze XRP în serviciile lor de active virtuale. Acum, pe lângă XRP, au adăugat și moneda TON. Dintre 9 companii, Banca Centrală a Georgiei a ales Ripple pentru proiectul pilot al monedei digitale. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la coleta că mai multe criptomonede.